Salut, Marian! Salut! Se aude. 2-10, Lala și vorbești, Lala și cânti? Să vedem dacă știu versurile, da, o să cânt. Bă, iată, să rămână Giulia și mie și eu te pup! Te pup, Giulia! Mă bucur mult de tot că ai venit astăzi și că ești o tipă foarte fain. Îmi place că stai așa foarte drept. Păi când te-am văzut că Giulia a zis am probleme la spate și trebuie să stau foarte... Doar foarte dreaptă. Da, și atunci întotdeauna stau și eu foarte drept. Stau și eu drept atunci, să par mai înalt. Perfect, salut, Marian! Te pup. Ce fac? Ce faci? Cum ești? Mui bine. Ce face Vasluiu? Vasluiu este pregătit pentru data de 29 septembrie, unde mă voi duce cu teatrul mic. Te fac cetățean de onoare la tine acasă? Sper, Doamne ajută. Asta e. Și o să mă duc să joc Romeo și Julieta la mine acasă, în văzul părinților mei și a celorlalți din oraș. Ești Romeo, nu? Da. Deci ai rolul principal. Da, la teatrul mic. Vă rog frumos, Vasluiu, dacă se poate, apare Romeo și Julieta pe 29 septembrie. Pe 29 septembrie la 6:30, festivalul se numește Teen Fest, cred că e prima sau a doua ediție, abia aștept să vă prind acasă, vă pup, aștept să ne vedem foarte acolo. Frumos, Romeo, bravo, da. Altă treabă. Giulia, foarte ce frumos. Faci, ce ai mai făcut în ultima perioadă? Spectacole la mare, am fost pe litoral ca niciodată, am stat pe acolo, am cântat, a fost bine. Acum, uite, de la tine mă duc numai bine, îmi încălzezi vocea, că mă duc la o petrecere privată, la o asta zi de naștere. E, mă, când faci toată viața, ce ai învățat. Și dacă stau bine să mă uit, acum îmi dau seama, e Romeo și Julieta. Foarte, foarte frumos, nu? Da. Bun, bravo. Bun asta. Suntem Da, chiar acum se luptă serios pentru că iată, avem un premiu. Acum suntem, da. Avem un premiu, este acest cap de duș cu vitamine care poate să ți regenereze pielea, trupul și sufletul. Iată, acest cap de duș cu vitamine te ajută pentru hidratare și pentru întinerire. Așa. După ce vei câștiga acest trofeu, la 3 dușuri, după 3 dușuri ai întinerit cu 5 ani. Oh, abia aștept. Perfect. Dar mai și slăbim de la dacă tot întinerim să ne și micșorăm. Vă rog să luați ochelari. Nu de alta, dar da, exact, pentru că n-am vrea. Pur și simplu să trecem prin tot felul de probleme și încercăm, iată, băieții de la trupa 0 sunt cei plecați cu certe, cu treabă și atunci am zis dacă nu vin băieții de la trupa 0, îl avem pe prietenul nostru Iulică, cel care are scule noi, mixer nou, treabă, iată, DJ Iulică, iop, este, perfect. Cine e primul? Păi voi faceți aia, piatră, foarfecă. Nu știu eu, asta deci e piatră, deci asta e piatra, pum, nu, reprezintă piatra. Nu, mai bine era banul, dacă era. N-am. Aveam un banț. N-am. Ai? Ce am dat cu piatră, cu foarfecă, nu mai știu. Am, stai, am găsit bricheta clanul, am uitat că trebuie să specific ceva, unde e cam? Acolo. Pe data de 11... Septembrie, la ora 8:30, chiar aici pe Pro TV, începe sezonul 3 din clanul. Trebuia să spun asta. Păi foarte bine, dar de ce aveți brichete? Avem și brichete personalizate. Focul nu iartă. Asta e din sezonul 2. Pac. Mișto, mersi mult de tot. Cu drag. Pentru tine era, evident. Deci, clanul oameni buni din 11 septembrie, dar ce mișto, mă, focul nu iartă. Pac, da. Și am învățat să fac o schemă, am văzut pe YouTube. Știu și eu asta. Aia cu plic. Da, așa, asta, așa? Așa. Ăla-i, pe acolo. Hai că ia foto. Și a prins? Nu, de aprins mai durează. La sezonul 3 o aprind. Bravo, perfect. Ține că e a ta. Așa. Haideți să vedem totuși la cântat. Hai să încep eu. E sigură? Păi da, eu... Nu vrei să mai fac eu de râs primul? Nu, tu. Măcar că poate pare mai profi emisiunea după aia. Așa, hai. Mai bine tu știi să cânti. Alege un bilețel, ia să vedem. Așa. Regula este simplă, draga mea, Giulia. Lucrurile stau în felul următor. În fața ai un prompter. În prompter sunt versurile. La un moment dat lipsesc câteva cuvinte. Cuvintele acelea lipse trebuie să fie înlocuite de către tine cu adevăratele cuvinte. Dacă nu sunt înlocuite cum trebuie, acest microfon te va stropi. Facem o probă, ia dați drumul la microfon să vedem dacă stropește. Opa! Perfect, iată. Iată. Mie chiar îmi place, e părăcorire așa, dar fiind de la Moldova. Păi dacă nici eu, dacă sunt moldovean, că cum s-a nimerit? Deci dacă greșești, acum nu-ți dai seama ce se poate întâmpla. Ia să vedem. Deci Giulia Achelaru, oameni buni, iată trandafir de la... De la Moldova. Cât mai aproape de microfon, dragă Giulia, nu ne ferim. Da? Nu ne ferim. Așa, perfect, ca să se audă bine. Perfect. Deci, cum de lipsește, vezi cum sunt acolo puncte? Trebuie să vii cu cuvântul, da? Hai că încercăm să dăm drumul. Maestre, Iulică, 3, 2, 1 și... Băi, tu, dar nu-i doar și bine, nu-i doar.
Băi lunga-i lungă, iarba-i verde, ce-a vorbit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, băi, ce-a vorbit s-a Trandafir din Dorohoi, să ne iubim amândoi, măi. Trandafir din Dorohoi, să ne iubim amândoi, măi. Foarte frumoasă, bravo. Giulia Chelar, oameni buni, impecabil. Nu vreau să mă scuz, a fost cam sus tonalitatea, da, n-am descurcat. A fost și sus, onorabil. Nici n-avem bandul să ne dea pornire aici, corect, am înțeles, corect, tocmai de asta. E de bine. Ia să vezi aici tonalitate, stai că urmează. Giulia Chelar, foarte frumos, impecabilă. Deci, Giulia, da, ce să mai... Trebuie să trag, da? În seara asta, vă rog frumos, la petrecere să-i cereți să cânte Trandafir de la Moldova. Hai să vedem ce mi-a picat, pac. Alina Eremia, Mario Fresh, piesa Ai Fost. Ai Fost. Asta e. Ai Fost, Marian. O știu. Pe Marian, vă rog frumos să-l căutați pe Instagram, este Marian. Marian.olteanu, vă mulțumesc. Vezi că acum poți să schimbi și tu numele paginii, să devii și tu mai omenesc, mai pământesc. Mai Marian? Nu, că e luat. E luat și ăla nu-mi răspunde că i-a mai scris. Bă, omule, hai mă să-l ajutăm pe omul ăsta. Dacă ideea se poate. Am pus Marian, că pare așa că-s băiat de cartier, dar nu, chiar nu găseam. Și să pun Marian.olteanu2245. Dar nu poți să pui Marian de la Vaslui? Hai să dăm drumul, că și nu știu piesa. Hai să vedem. Doamne, cum ia e piesa vedem, asta? Ia să vedem, ia Iulica. Eu zic că puteți să-i dați direct așa. Toată melodia. Ai fost acordul meu minor dintr-o piesă de vară. Ai răsărit ascuns după fum de țigară. Și alte cuvinte n-au rost. Îți jur că pur și simplu, pur și simplu, ai fost și cerul înstelat și luna totală și... Ai de capul meu. Și ai fost desertul înstelat, ce tropicală, și tiramisu... Ai de mine. Ai de cap. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost. Avem așa o poveste, eram minori. Tu așa ai de mine. Suntem aproape... Nu, tu așa super tare. Am rămas super fresh. Dar nu-l cheamă Mario Fresh. Hai de cap meu. Ne vindecăm amândoi. Doar că te-aș înainte, te-aș vrea înainte, doar că tu mai vrea înapoi. Yeah! Bravo! Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Mario! Mișto, bravo, versuri! Bravo! Asta înseamnă să fii top, să greșești toate cuvintele. Mulțumesc. Practic, frumos! Îmi revin! Ai fost gentleman, ai luat tu toate greșelile. Absolut! Păi cum să-mi las partenera mea? Exact, bravo! De Giulia de scenă. Hai, Giulia, să vedem ce-ți cade și ție. Și eu cred că am multe lacrimi, dar nu să văd, nu să prin... Oricum, ești mai fresh ca Mario Fresh acum. Acum, clar, poți să-mi fac și porul. Ce ai primit? Împodobește mamă bradu. Știi că se spune că dacă cânti colind de vara sau când nu e sezonul... E de bine, nu... Îți cresc bube pe limbă. Da. Giulia, eu o să-mi pun ăsta aici. Da. Ca să... Deci, fii atent. Eu de-abia aștept să-mi termin piesa să te mai aud pe tine. Că vreau să mai am o... Știi piesa asta? Cine? Împodobește normal că o știu. Dar la cuvinte tot. Ei, de unde să... Hai să vedem. Ce-am cântat-o vreodată? Păi de asta zic, la cuvinte, că așa o știe toată lumea. Bun, hai, oameni buni, hai. Giulia Chelaru împodobește mamă bradu. Iulica, bagă negativul ăla. Hai, ăla bun. Știi când să ce? Nu prea. Asta zic și eu. Nu contează, ce tu la un moment dat. Da. Cred că de aici. Împodobește, mamă, bradu, și nu te întrista. Asta e seara de Crăciun, este seara ta. Împodobește, bradul, tată, că te așteaptă în prag. Colindători la noi acasă, hai să-i primim cu drag. E masa încărcată de mere și... Și mamă la ușă-n clopoței și cerul cu
Hai, stai, mai oprește-te, dai. Oh, că nu mai stai. Nu, mă, frate, îmi podobești. Acum nu mai văd nimic. Hai, opriți-mă. Asta e seara. Nu mai văd nimic. Asta e seara de Crăciun. Vai de mine, cu și lacrimile. Păi mai e? Să duci totul până la capăt, iată. Tonalitatea a fost bună, da. Conducător la noi acasă, acum cu și lacrimile, hai să-i primim cu drag. Conducător la noi acasă, hai să-i primim cu drag. Și mai e cu drag. Până la Crăciun oricum avem timp să repetăm Colinda, să nu greșim cuvintele. Bă, cum te-ai descurcat bine de tot. Ia uite ce doi fereastră. Nici nu pot să mă uit, Giulia. Am ceva pentru tine. Dacă... Păi, da, ți-au dat lacrimile. Ți-au dat, ești cu negru acum. E cu negru, da. E cu astea. Ia, ia uite-te, Giulia. Mă duc și eu să refac machiajul. Dați-i acolo că... Să nu trăiască. Mai o secundă. Eu pun două perechi. Haideți să vedem, Greta, avem aici o urgență. Trebuie să refacem un machiaj, da? Eu trebuie să-mi pun două perechi la mine. Da, de fapt, nici fără ochelari. Poți să la duș? Hai, fără ochelari. Da, nu are rost, adică. Dar stai să-și... Ce ai tras? Nu, n-am tras, nu știu încă. Poți să trag eu în locul tău, că e același lucru. Te rog, trage, că e exact același lucru. Spune-mi ce cânt. Hai, așa. Asta. Asta? Da. Mersi. Așa. Foai. Asta, hai că e bună, conector, conector, vara nu dorm. Bun, hai. Vara nu dorm, vara nu am somn. Hai, maestre, bagă muzică. Da. Vara nu dorm, hey, decât dacă-mi somnifere. Și cum nu iau pastila camarera, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost de ieri. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o ardem la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna, mut reședința la Mamaia. În sfârșit, ai de mine. Nu am somn, ce zic acolo? Mamă, dă-i cu sana, umple Canada, cu un weekend la Mamaia, că e un sezon la Varna. Frații mei, Moldova de-a București, cu bani puțin sau mulți, cu toți la noi în Costinești. De ce n-am luat ochelarii aia? Hai cu refrenul ăla. Eu vara nu dorm, nu am somn. Dori zile mă plin, când pre plajă mă plim, pentru că vara nu dorm, yeah. Eu vara nu dorm, hey, hey, hey. Nu am somn, nu am somn. Dori zile mă plin, când pe plajă mă plim, pentru că vara nu dorm. Asta că mai știu. Atâta. Aș vrea totuși, nu. Ține camera puțin. Ține puțin camera în spate aici să se vadă. Ce? Industria, practic, sunt foarte mulți oameni care întreabă cât de complex este acest microfon stropitor și cum se întâmplă. Iată, ți-aduce aminte la Vama Veche sau la Costinești, băieții aia de fac muștear îngăleată? Wow. Ei sunt vara, iar toamna vin la București, sunt la noi la microfonul stropitor. Iată-i, bagă și pac, ai văzut? Asta mulțumesc e. Frumos! Vara îi găsești în Vama Veche la muștarul ăla, la îngăleată. Bă, acolo vin. Perfect. Mâine e ziua ta? Mâine e ziua mea. La mulți ani. Vă mulțumesc frumos. Cât faci? 31. Uai, iată, nu cred. Iată. Nu mă așteptam la așa ceva, uai, nici nu eram pregătiți. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Era să cadă. Uai, mulțumesc frumos. Sper să nu cadă. Vă mulțumesc din suflet. E fix acum un an, măruță, mi-ai dat tot un tort. Fix da? Acum un an cred că ne-am întâlnit prima oară, nu? Așa parcă a fost. A fost eu dragoste la prima vedere, Marian, recunoaște. Știu, pentru că a știu. Fost o chimie între noi. A fost și de fiecare este. Dată e o bucurie când vii aici. Și încă este. Eu mă bucur că am luat tortul. Te rog din suflet să iei dușul. Exact. Mulțumesc. A fost o plăcere. Ești câștigătoara. Mă bucur. Mulțumesc. Mă bucur. Și chiar mă bucur că te-am cunoscut și succes cu clanul. Mulțumesc la fel. Vă aștept și la Teatru Mic și la clanul, bineînțeles, și când mai am un spectacol două prin țară, cum am avut în Constanța, o să am și în Vaslui, vă aștept și acolo. Vă pup, vă mulțumesc. Perfect. Și ne auzim. Aș vrea dacă se poate să vă retrageți ca Romeo și Julieta. Julieta în glorie. Da. Undeva pe aici pe aveți lateral. Duș, aveți tort, eu zic că viața e frumoasă. Foarte frumoasă. Prin față? Prosopul vi-l dăm noi. Da. Din partea, da, și prosopul. Din partea okay. Perfect.
direct. Oameni buni, vă pup, mulțumim mult de tot. După o scurtă pauză revenim, ne întoarcem în direct aici la televiziune. Alături de dumneavoastră vine și o fată foarte talentată. Alexia cântă Interstellar și mi-aduc aminte că la un moment dat piesa asta am auzit-o la radio și am trimis un mesaj pe Instagram și am zis, foarte frumoasă, vine să ne cânți piesa. Și abia era piesa oarecum pe la început. Așa că noi am crezut în această piesă și iată că, ce credeți, piesa a fost hit și este hit și acum ne pregătim și noi să intrăm în publicitate și ne întoarcem imediat. Asta se întâmplă, oameni buni. Hai.